Vă voi prezenta modul cum se rezolvă o problemă ce implică frecarea. Enunțul problemei: asupra unui corp de masă 1 kg, așezat pe un plan orizontal, acționează o forță care face unghiul alfa 0 grade cu orizontala. Coeficientul de frecare corp plan este mu egal cu 0,1, trebuie să aflăm valoarea forței pentru care corpul se află încă în repaus. O să parcurgem rezolvarea problemei pas cu pas. Primul pas este să facem desenul conform enunțului problemei. Al doilea pas, reprezentăm forțele ce acționează asupra corpului. O să regăsim forța gravitațională, forța normală de apăsare, forța de frecare opusă deplasării sau tendinței de deplasare și forța F, acea forță de tracțiune. Valoarea maximă a forței pentru care corpul se găsește încă în repaus o aflăm atunci când facem egalitatea dintre forța de tracțiune și forța de frecare. Scriem condiția de echilibru la mișcarea de translație. Aceasta este a treia etapă. Și anume, rezultanta forțelor care acționează asupra corpului este 0. Urmează să înlocuim cu formulele cunoscute. Mai întâi facem proiecția forțelor pe axele OX și OY și vom obține egalitățile F egal cu forța de frecare și N egal cu G. Sunt relații scalare. Acum înlocuim cu formulele cunoscute. De data aceasta, în ultima etapă, înlocuim cu datele problemei și trecem la calcule. Vom găsi că forța F este egală cu 0,1 înmulțit cu 10 N, egal 1 N. Vă urez succes în regăsirea bucuriei de a rezolva probleme de fizică.